Ei s-au născut să moară din mâna mea sau gâfâia ca un porc. Sunt vorbele pe care Marius Ciampar le spune pe timpul detenției. Născut pe 14 februarie 1980 și lăsat la orfelinat, Marius la vârsta de 8 ani ajunge să facă primul furt. 8 ani mai târziu ajunge să comită deja prima crimă și până la vârsta de 21 de ani el ajunge deja să comită peste 300 de furturi, 200 de tâlhării, și șase crime. Moment în care el este prins și condamnat pe viață, dar numai după 23 de ani de detenție, este eliberat. De ce ajunge un copil de 16 ani să comită șase crime? În materialul următor realizat în exclusivitate de Mirela Ceanu vom afla chiar de la el, Marius Ciampar. Care a fost viața lui de copil și dacă această lipsă de educație scuză faptele odioase pe care el le comite mai târziu? Sincer, nu... nu. Cum o cheamă pe mama ta? Care era numele ei mic? Oprește puțin eu. Este cel mai periculos criminal. Pot să spun că de acolo a plecat totul. Îți trebuie decât un singur moment ca să-ți dai seama că viața e altfel. Întotdeauna m-am simțit mai bine printre străini decât acasă. N-am fost un copil dorit. M-am născut și am fost dat la o ofelinat. Deși mi s-a reproșat de multe ori că voi călca pe urmele lui. Dar nu mă gândeam cum. Mi-a plăcut școala și vreau să spun că din anteia până la 8 nu mai premiu întâi am luat. Cu alți doi. Deci fiecare copil suntem făcuți cu diferiți stați. Niciunul nu avem același stat. Mama ți mama mamă până moare. Așa cum știți și cum l-au catalogat foarte mulți ziariști, este cel mai periculos criminal și să-l las pe să-mi spună, mie și, bineînțeles, dumneavoastră, draștele spectatori, care a fost viața lui Marius Ciampar? Moartea mamei tale. Pot să spun că de acolo a plecat totul. Pentru că dacă iar mai fi trăit și să am teama aceea de părinți, frica că dacă voi face ceva, cât de mic voi fi bătut sau certat, în cazul meu bătut, nu pot să spun certat, că dacă m-ar fi certat, poate mai făceam altele mai mari. Frica asta m-a ținut într-un loc. Și totodată mi-a dat o învățare de asta, de, de cum să trăiești în viață, cum să treci prin viață. Să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia, fă bă, aia că e bine, fă aia că e bine. Deci, sfatul unui părinte e... E cel mai bun. Dar, fiind copil, îți dai seama că nu poți prinde tot să înveți. Și nu, tot. În primul rând, că nu vrei să asculți părintele în momentul ăla. În Dar și ce aș vrea să te rog. În momentul în care ai frică de ei, asculti. Tu Ai avut întotdeauna frică. Dar, Dar sunt momente în care, nu știu, îți trebuie decât un singur moment ca să-ți dai seama că viața e altfel. Chiar dacă părinții vrea să-ți arate o viață mai dură și asta ți-o arată pentru că vor să te învețe bine, prinzi un moment în care simți că viața e altfel și trebuie să vrei să treci prin acea viață, să vezi să cum Să cunoști e, tu, să simți să că e așa, sau nu e așa ta, cum, e, cum e mai bine, e așa, așa, e mai bine sau cum te învață părinții. Bineînțeles că dacă m-ar întreba cineva acum cum e mai bine, categoric, categoric i răspunde că e bine cum te învață părinții. Depinde și de părinți. În uh -huh. joada sunt părinți care își trimit copiii la produs. Direct. Ba la furat, ba pe stradă, Interes. ba îi muncește, îi sclăvește. Și e... asta n-am înțeles niciodată de ce o fac. Marius, tu unde te-ai născut? Eu m-am născut în Brașov. Un oraș în oraș frumos. Te-ai născut 74. unde? În oraș? Sau da, în oraș, Brașov? Nu. Chiar în, Brașov. Chiar în oraș pe zizinului, uh -huh. stăteam atunci. Adică stătea atunci mama. Te-ai născut în Brașov. Cât timp ai stat acolo? Sau ați stat acolo? Eu mult timp în sânul familiei n-am stat, pentru că cred eu că... Nu cred, așa este. N-am fost un copil dorit. Și de ce spun asta? Pentru că tatăl meu... Era un, aici o să intru într-o fază în care lumea o să spună ce se naște din pisică, tot și, o are și rămân mănâncă. Deci tatăl meu era tot un uh, infractor, tot un pușcăriaș. Tatăl tău și era. natural, dacă o să tatăl vedem că natural. lucrurile vor sta altfel. Uh, și nu am fost dorit, deci pot să spun uh, cu certitudine pentru că n-am fost dorit, pentru că uh, m-am născut și am fost dat la o felinat. La ce vârstă te-au dat la orfelinat? Păi, imediat după ce m-au născut. Deci, imediat ai fost. Da. Au scăpat de tine. Da, pentru că nu știu acum dacă mama iubea pe tata sau dacă au existat vreo, vreun sentiment între ei, asta nu pot să o spun cu certitudine, dar știu că m-au dat la orfelinat și m-au ținut acolo până în momentul în care trebuia să se libereze tata. Și asta fiind cam cinci ani. Când s-a liberat tata, eu eram deja acasă. Uh -huh. Și m-am trezit că mai am încă doi frățiori. Unul mai mare și altul mai mic. Cum te-ai trezit? Adică tu cam cât timp ai stat la orfel? Cinci ani am stat. Deci ai venit înaintea lui oricum. Am venit înaintea, înainte să se, se libereze, libereze tata. El. Pentru că... Uh -huh. Bănuiesc, deci acum stau și gândesc. Atunci nu gândeam eu ce copil. se întâmplă. Dar bănuiesc că de-aia m am luat înainte că a, poate ar fi bătut-o. Nu nu erai erau singuri copil uh -huh. da, eram singurul copil al lui. A, și el când s-a întors, mama ta mai avea doi copii mai avea doi, tu copii mai aveai doi frați. Cu, cu alți tați. Cu alți deci doi. fiecare copil suntem făcuți cu diferiți tați. Niciunul nu avem același tată. Și m-a luat acasă. Tata, bineînțeles că n-a stat mult, a trebuit să o comită el iar și să se ducă la pușcărie. Și atunci... Ce a... făcea? Fura. Fura, pot să spun că era găinară. Mm -hmm. Eu nu... mi-ar fi fost rușine cu ce făcea el. Mhm. Mm pentru că toată viața lui a știut să spargă numai mașini, să fure din ele nimicuri și să le vândă pe nimicuri. Și vii la pușcăriei pentru nimic. Iată dacă a prins momentul căderii lui iar la pușcărie, atunci ne-am mutat în Balotești, lângă București aici, într-o garsonieră. Patru și într-o garsonieră, la un cămin de nefamiliști. Și acolo și-a găsit uh, altă pramatie de soț. Păi și cei doi, de la cei doi copii, bărbații respectivi? Nu. Eu, -aș, deci, acum, dacă aș spune un cuvânt mare, înțeles. aș deranja memoria mamei. am înțeles, Marius. înțeles? Okay. Dar da. nu contează ce a făcut ea, cu cine da. a făcut și ce. Da. Ce a ah, okay. plăcut. Cum spui, da? Și... Mm -hmm. S-a întâmplat să mai am încă doi frățiori. Da, ok, un lucru de-aș vrea să mai întreb. Tatăl tău, natural, nu a avut niciun fel de problemă văzând acasă alți doi frați? Nu, 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 nu. Nu cred că, l -a, nu cred că l-a deranjat lucrul ăsta. Știi cum e, te uiți la pușcărie și când vii acasă spui ce faceți copiii, tati? Din unul, șapte ați rămas? Mă înțelege un proverb <laughs> mai vechi. Avea tata concepții de-astea că te-ai dus cu altul sau cu celălalt? Nu. Nu cred. Era Atâta una... timp cât a acceptat. Uh -huh. Era un om rău, tatăl tău o bătea pe mama ta? Mm. Sincer, o bătea numai în momentul în care ne... la... Ne învăța să facem curățenie dacă nu făceai bine, îți dai seama că... Oră ți-arăta a doua oară și a treia oară te pleznea. Și nu-i nu nu, nu nu conveneau chestii astea. Mm -hmm. Așa bine nu l-am cunoscut. Foarte Eu în viața mea l-am văzut de două ori. De două ori l-ai văzut? Atât. Și nici n-am avut un sentiment așa plăcut pentru el. Mai mult ciudat. Deci îl desconsiderai? Da. Îl desconsideram foarte mult, mai ales că. O să săr puțin și o să spun că de fapt a venit la noi la Balotești ca să ne ia el în, sub tutelă. Păi dar tu ai venit 12-13 ani să-mi aduci o bomboană sau o cămașă pe mine și vii când auzi că a murit mama și vii să ne iei, nu știu, mi se pare nesimțire. Chiar dacă ești tată, ești nesimțit. Înțelegi? Dacă ți-a plăcut să stai pe la pușcărie, du-te și stai în continuare. Gândeam eu. Da. Deși mi s-a reproșat de multe ori că voi călca pe urmele lui. Dar nu mă gândeam cum. Dacă mi-ar fi spus cineva că tu o să-l urmezi făcând pușcărie, poate că, nu știu, l-aș fi scuipat sau eu știu. Nu i-aș fi. Dacă crezare, în primul rând. Și se pare că eu îl urmez. De fapt, e puțin spus să-l urmez. Îl depășesc. Pentru că el a venit numai cu pedepse mici. Eu am venit pentru tot neamul. Asta e problema. Și. Hai să ajungem, am să. Plecăm de acolo, tu ai spus că ai fost ai stat la casa de copii 5 ani, la casa de copii ai spus, da? Orfelinat. Orfelinat, da. Și apoi ai venit la Balotești, nu? În Balotești. Da, la Balotești n-am stat mult în sună familiei, că l-a cunoscut pe un moldoven pe care nu mi-a fost simpatic niciodată. Uh -huh. Nu că ar fi fost el moldoven dar felul lui de om, de a fi. Uh -huh. Nu mi-a plăcut. Și i-a spus că dacă vrei să te iau de soție, trebuie să scapi de unul sau doi copii, că nu poți să te crezi cu, nu poți să te au trei copii. Și a crezut că cel mai bine ar fi să scape de mine. Dar de ce întotdeauna de tine? Sincer, pe ceilalți doi îi iubea. Deci întotdeauna pe cei doi i-a iubit mai mult. Ei aveau voie să se joace, ei aveau voie să facă trăznăie, ei aveau voie să facă orice. Nu li se reproșa. Și eu eram cel care trebuia să strâng după ei, eu eram cel care mânca ei, dacă nu făcea bine ei, eu eram cel care muncea mai mult decât ei și joacă mai deloc. Nu mă supăra chestia asta, ba din contră, așa cum gândeam eu, poate nu gândeam bine, dar am zis măi, e mama și în primul rând vrea să mă învețe de bine, în al doilea rând o iubesc. Indiferent de ceea ce îmi face, chiar dacă m-ar omorâ, aș muri cu un suflet un păcat că m-a omorât mama și nu al străin. Dar te bătea atât de rău încât ajungeai să crezi pe atunci versiunea asta, că spui acum vorbești acum de m-ar omorâ. Dacă Eu am spune... spus, nu, 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 nu e vorba de crezut. E vorba de faptul că... O enorm. Mama ți-e mama -ți până moare. Și, indiferent, și după ce moare, trebuie să o iubești. Și indiferent de ceea ce îți face, uh -huh. eu nu cred că îți face din uh, inimă rea sau că vrea să-ți facă. Obligat îți dă o învățătură. Și dacă nu poți să-ți de vorbă bună, trebuie să decurgă la alte, eu știu, o mini-violență, să nu zic violență, uh, ca să te învețe. Acum, în cazul meu, eram uh, mai mult decât mini-violență. Înțelegi? Asta pentru că nu l-ai iubit pe tata. Nu m-a dorit niciodată pe mine. Și a considerat că e mai bine ca vederea mea să fie mai rar. Și atunci m-a dat la școala ajutătoare. La tâncăbești. Pe atunci și aveai cât? Șase mă... ani, șapte ani? Aveam șapte ani. Și acolo nu mă vedea decât vara. Și în vacanțe. În vacanțe, atât. Dar pot să spun că ajunsesem la un moment dat în care mă, mă întristam când plecam de la școală spre casă. Te simțeai mai bine la școală? Mult mai bine. Întotdeauna m-am simțit mai bine printre străini decât acasă. Și trebuia neapărat să pleci în vacanță pentru că se închideau. Nu te ținea nimeni acolo. Chiar dacă. Ce se, se întâmpla cu tine când ajungeai acasă? Uh... În vacanță. Nu știu dacă eram bine primit. Deci nu. Simțeai acea respingere, nu? Nu știu, simțeam așa niște. niște furnicături prin mine, emoții mari, ce se va întâmpla, ce voi face până ies din vacanță. Și de-abia așteptam, mereu așteptam să se termine vacanța, să mă întorc înapoi la școală. Erai deci un place... copil rău la școală, ți-aduce aminte? Îți băteai colegii? Nu, nu, nu. Erai o problemă în școală? Nu. n existat nu existat așa ceva la mine. E ciudat totuși că eram un pentru... eu, să un exemplu. Iar antria... eu pot să spun că e ciudat. Adică vorbesc cu un, un tip care a omorât șase oameni și acum spune că era foarte cu să compare... Nu pot să deci eu prupări. nu spun. Viața deci eu vorbesc de, de ce... Viața de acum. Eu vor... Deci acum când te vede un telespectator, ce... telespectatorul spune cum nu a fost el cu minte dacă a omorât șase deci oameni? Nu, hai să spun ceva. Explică. Eu nu eram cu minte datorită faptului că mi-ar fi fost frică de cineva. Frică aveam. Dar știam că nu poate face ordine în școală să mă mm -hmm. facă pe mine să fiu mai cu minte sau mai... Dar mi-a plăcut școala mi a plăcut școala și vreau să spun că din antea până la 8 nu mai 1 am luat și de cu medii este. de 10 și 9 pe linie. Asta vreau să spunem telespectatorilor. Deci mie mi-a plăcut școala, mi-a plăcut toate materiile. De aceea am și vrut să vorbesc despre nu, viața ta. Nu eram omul cea înainte care să fug de... de la școală. Deci ai fost efectiv un e exemplu. Mai ales pentru un copil care nu are mamă, nu are tată și mai ales la muzică. Îți plăcea muzica? La muzică aveam 10 pe toată linia. Ba vreau să spun că erau educatori care veneau la clasă la noi și o ruga pe dirigintă să mă lase ca să fac parte din serbarea lor, mă înțelegi, ca să-i învăț pe copiii lor să cântăm împreună la serbare, că se văd au serbări de astea, au de să cânti la mă. un instrument sau doar să cânti? Nu, din gură. Uh -huh. Din gură. Când m-am făcut mai mare, de fapt de mine mi-a plăcut muzica. Și orice gen de muzică, nu mă dau în lături. Uh -huh. uh -huh. Sunt omul care îmi place indiferent de, și sinfonie îmi place, și operetă, și. Nu toate, bineînțeles. Alea care simt eu că mă liniștesc, așa sau care -mi intră la suflet. Dar, pe primul loc, e. o muzică mai de la țară, așa și disco. Uh -huh. asta îți asta îți place. Așadar, ai plecat acolo, abia așteptai să te duci la școală. Ai fost un copil exemplu, învățai bine. Foarte bine. Nu-ți mai aduce aminte? Este, nu sunt foarte mulți ani, dar totuși... Cum e oare să nu fii iubit? Cum e să ceri dragostea unei mame și să nu, să nu primești? E greu, pentru că trebuie să muncești. Să muncești mult. E greu, trebuie să muncești. Să arăți... Îți urai frații? Nu, nu i-am urât niciodată. Nu. M-am împăcat cu gândul că nu nu am fost iubit niciodată uh -huh. și nu aveam de ce să am dușmănie pe ei. Poate așa atunci, pe moment, când vedeam că ei se duc la joacă și se joacă, sau mai știu un se duc ei, se distrează, sau. Uh -huh. și eu trebuia să rămân să o ajut pe mama la curățenie sau să facă mâncare, să facă curățenie în casă sau mai știu eu ce, atunci îi uram așa, mă uitam mai așa. Uite, ei la joacă și eu muncesc într-una. Dar nu... N-aveam de ce să-i uresc și nici pe, nici pe mama n-aveam de ce să o uresc. Acum... Mi-ar conveni să mai trăiască acum, să se dea timpul înapoi și mama să trăiască. Dar nu poți. Te Ai gândit că poate la un moment dat tu făceai curat după ei sau tu trebuia să faci ceea ce greșeau ei, tu trebuia să repari? Poate că te și vedeai cumva în locul tatălui tău, cel care n-a făcut nimic. Și simțeai că ești obligat tu să faci ce n-a făcut aveam, el. Nu aveam cum să gândesc nu? Că, că trebuie să-mi asum eu responsabilitatea da. unui bărbat în casă. Eu da. eram un copil. Eu numai atât puteam să gândesc că trebuie să-mi ajut mama, indiferent de ceea ce face. Și de ceea ce mi se întâmplă mie. Uh -huh. Să fi bărbat e, e mult. Și eram un copil de șapte, opt ani. Ce duci aminte când ai avut primul, primul scandal, așa cu copiii. Ce de vârsta ta? Scandaluri am avut eu multe pe școală, dar acum n-am cum să țin minte de ce ne băteam sau pentru ce sau din ce cauză sau e mai știu. Nu, ce. mai evident așa dacă ți aduce aminte. Te-ai bătut pentru o fată? Nu. Pentru femei? Niciodată. De ce, Marius? Păi sunt atâtea în lume. Păi cum să nu te pentru nicio fată? Păi de ce m-aș Păi înseamnă că și eu, atât eu cât și ăla care se bate cu mine pentru fata, amândoi suntem proști. De <laughs> Mergem frumos să o întrebăm, măi fată, pe cine iubești din noi doi? Păi X, du-te cu el. Nu mai sunt altele. Ai iubit vreo fată Acum foarte nu trebuie să-i impui nicio fată, niciunei fete nu trebuie să-i impui să te iubească. Sau să, ia, sau să, 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 nu știu, să te chinui pentru ea ca să arăți că o iubești. Degeaba te chinui să arăți că o iubești dacă ea nu-ți nu dă nicio importanță. Mm -hmm. Și atunci, de ce să ajungi la bătaie cu unul și cu altul? Pentru ce? Pentru o fete? Sunt atâtea în lumea asta. Odată odată o dată și dată o găsi eu, una și capă, surdă, urâtă, grasă, cum o fi? Femeie să fie. Ai iubit pe cineva foarte mult? Sau mult? Poate foarte nu. Cuvântul iubire e un lucru mare. Da? Da, foarte mare. Și nu cred că că l-am înțeles vreodată. Și nici nu cred că am iubit vreodată așa cu multă pasiune. Și doar mama ta a fost cea care ai... Ai iubire păr părintească, părintească bineînțeles. Bine. Dar până la urmă ea rămâne singura femeie din viața ta da. care... Păi, și o femeie... O iubești, eu știu, un timp. Cum adică un timp? Eu niciodată n-am înțeles uh, iubirea asta. N-am înțeles-o, mai ales că acum văd... Măi, mă răspund, că și pisicuța asta te ascultă. Pisicuța, uite persoane, cum stă. Văd persoane la televizor care stau o supărat viață supărat pe mine pentru că ți-am zis că... Stau o viață întreagă și începe să se înșele unii pe alții. Atunci... Cine înțelege cuvântul ăsta, dragoste? E cineva care să iubească cu adevărat? E cu năbădăi. Nu, o dragoste cu năbădăi. A sunt așa, mâine sunt așa. Înțeleg? Și dacă iubești, iubești până te plictisești de ea. Crezi? Păi asta văd. Asta, asta văd. Sunt puțini oameni care uh, se iubesc cu adevărat și rămân toată viața. Sunt puțini. Puțin. Și ca să ajungi să iubești, trebuie să simți că ești iubit. Da. Sunt oameni acum care se iubesc pe bani și pe averi. Ai văzut tu neapărat botezul ăla, nu? Nu, nu dau nume, nu. Deci nu, nu sunt în măsură să dau eu nume cine sunt acei oameni sau. să știu ei mai bine, dar. Și se vede cu ochiul liber. Corect. Hai să ne întoarcem acolo la, la tine. Aș vrea să le spun telespectatorilor. Chiar dacă nu o să poată, colegul meu să vă arate, dragii mei telespectatori, că cel mai mult a iubit-o pe mama lui și atât de mult a iubit-o și cred că o iubește și în ziua de azi, pentru că aici undeva Am este o poza, un tablou, da. dar nu avem voie să arătăm, nu avem voie, nu avem, pentru că este în uh, Sicriu și nu avem voie să o arătăm, dar uh, el aici o ține tot timpul. De ce erai doar tu acolo lângă ea, nu era niciun frate sau doar te-a prins pe tine în momentul nu, respectiv? Nu, nu, nu. Deci fratele meu mai mic știu că i s-a făcut rău și n-a putut să stea lângă, dar când s-a făcut fotografia s-au suit amândoi. Ăla mare era și el cu mine, uh -huh. e deci cel cu ceasul la mână, că el purta ah, da. ceasul atunci, era mai mare, îi dădea voie -ă, mătușe mea. Și atunci când s-a făcut poza la și pe el sus. Dar până la cimitir, la biserică, la cimitir. Deci, tu acolo aveai 12 ani, nu? 12 ani. 12, an. avem, da. 12, 12. Ani. Și primul, uh, prima, primul, omor la cât l-ai făcut? Cât, câți ani aveai? 16 sau 18? Nu. No. E o 17. 17, a? 16. 16 ani aveai, a? 16. Da. Și ani Ok, hai să ne întoarcem la viața ta. Păi vreau să spun că la Tâncăbești n-am stat decât un an, pentru că a venit un cutremur mm -hmm. și s-a crăpat școala, nu ne-a mai băgat că riscau să ne omoare sau știu eu cum gândeau ei atunci, dar asta era singura Singurul motiv pentru care ne-am mutat la tot o școală ajutătoare, pe toți de acolo ne-am mutat la Periș, la alte școală ajutătoare. Uh -huh. Asta mult mai mare, aveau terenuri de fotbal, teren de tenis, erau două clădiri, dormitoare multe, sală de masă mare, lici, deci era mult mai. ca și condiții, era mult mai bine. Uh -huh. Și m mi-a plăcut chiar foarte mult față de ce era la Tâncăbești. Nici acolo n-au fost incidente, n-ai avut probleme? Nu, 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 nu. Vreau să spun că chiar dacă eram așa mic, știam cum să mă... știam cum să aplanez uneori. Mm -hmm. mm. Deci nu... De ce? Pentru că ai crescut fără tată, ai, ai, -ai obișnuit, ai învățat, simțeai ce nu, trebuie nu, să faci? Nu, nu, nu. Nu pentru că am crescut fără tată. Dar? Dar a avut cine să mă învețe. Cine? Mama. Cum să te învețe mama? Păi, înveți. Din bătăile pe care le-ai... când nu vrei să faci, înveți. Sau când mă mai certam cu lumea pe la blocuri cu băieți de vârsta ce zicea noastră. Mama ta? Îmi spunea că nu e bine ce faci, uite că ce dacă l a făcut așa, te duci la mama lui și îi spui sau vorbești cu el, îi explici că nu e bine. Deci, În definitiv, te învățam întotdeauna doar de bine. Doar de bine, păi, dar nu m-a trimis niciodată să fur sau mai știu eu să uh -huh. dau un cap la lume. Dar nu-ți spunea, dacă te și bătea în timp ce ceva, spunea. Dar știi că am făcut o chestie de-asta și cred că Bătaia care am mâncat-o atunci am mâncat-o nici la poliție. Ai furat ceva sau ce ai făcut? Da. Te-ai dus tu cu o gașcă, nu probabil? Nu. Uh, prima oară când am fugit de acasă a fost până să se îmbolnăvească ea cu un an și ceva. Uhum. Și de ce am fugit? Că... Pentru că n-aș fi fugit. Dar erau colegi de școală la Periș care auzeam mereu că fuge de acasă, că își fac viața că se duc la film în sfârșit. Și am zis Ia să fug mă și eu să vedem cum, cum e. e. Da. <coughs> <coughs> și am plecat de acasă Și m-am întâlnit cu un necunoscut care m-am și împrietenit cu el și am să ne ducem și noi la cinema parc la Scânteia să vedem un film pe atunci la gheața verde și acum îl țin minte fiind cum să nu. În timp ce mergeam noi prin expoziție să ajunge, ca să intrăm prin spate că nu aveam bani trebuia să plătești. În timp ce mergeam noi spre expoziție ne-am întâlnit cu unul mai mare ca noi care avea vreo 16 ani 15 16 ani. Ne-a întrebat de unde suntem. Astea întrebări de, -astea, de copii. De... Și ne-a spus dacă vrem să facem bani și voi imediat, da, bineînțeles. De ce nu? Dar cum? Uite cum facem. Am aici o tutungerie care vreau să o sparg, dar nu merge ziua, decât noaptea. Și ce el, mergem la grădină aici, la film, că și așa vă duceți acolo uh -huh. și după ce îl vedem filmul, după ce se termină, venim și o spargem. Bine. Ce vârstă aveai atunci? P aveam vreo 9 ani. Oh. 9 ani aveam. La 9 ani. Așa. Și ne-am dus, am văzut filmul. După ce s-a terminat filmul, am și tot pe unde am intrat, printr-o spărtură. Uh -huh. Și ne-a arătat omul tutungerie. Că erau tutungerii pe vremea aceea, pe timpul răposat. Să-i zicem așa. N-am stat mult pe gânduri. Am spart gemuleți de la acolo am intrat eu înăuntru că eram mai plăpând așa mai mic și am început să le scot afară cărți de joc, rebusuri, pixuri, țigări de toate felurile, dar ce nu era acolo. Și am găsit fișicuri de alea de monezi înfășurate așa, de 3, de 1, de 5, de hârtii n-am găsit bani. Și le-am băgat la ciorap. Eu acum cu gândul să-i să să, -i păcălesc. să -i iau eu banii. Și când am sărit pe geam înapoi, mi-a căzut bani de la ciorap. Că îi băgasem, pe, la ciorap. Sirei da. La început de drum. A, și eu o să fiu pervers, dar nu... N-a ținut. Și am ieșit afară, am plecat pe traseul 105 până pe la piața Chibrit, pe acolo, pe jos, mm -hmm. că era târziu. Și acolo, la o masă, de la, în fața, la un bloc, erau mese de-astea unde stăteau cei bătrâni jucau table, șac, ce mai jucau ei pe acolo. Am împărțit prada și ne-am băgat un sân. Fiecare partea lui. lui, da. Când să ieșim după după să o luăm încolo spre piața Chibrit, op, un o patrulă de-asta. Echipaj. De fapt, stați mă pe de unde veniți voi? Și a zis ăla că vine de la Măsa Mare, de la Chiselep și să mergem să o întrebăm. Da, merge. Și atunci a văzut când ne-am întors așa în profil, s-a observat să nu plin. Și ce dar ce vezi voi, mă, sân? Ia stați-mă pe loc. Ia scoateți voce, Și am început să Tot ce aveți. păi stați, mă, așa că nu e așa. S-a chemat un jeep de la ne-a dus într-o măcelărie. Acolo a încercat să pui un câine pe noi și noi fiind mai mici am dat vina pe ăla, că ăla ne-a luat. Mai ațâța și câinele ăla la noi. Și a doua zi ne-a dus la circa a doua că am înțeles că la mai avea niște infracțiuni pe acolo, după aceea la circa a patra. Acolo la circa a patra era unul care, soția lui, lucra cu tata la filatură la Balotești. Când a aflat căs din Balotești, a dat telefon, m-a întrebat al cui sunt, i-am spus și la a chemat pe tata acolo. În circa nu mi-a făcut nimic, decât m-a păruit puțin așa. Mai ales că a plătit 8000 de lei Aole, <laughs> Foarte mulți bani pe atunci Eu râd acum de astea uh -huh. Că mi se par Nu știu, amuzante, amuzante Deși așa. era Era mult 8000 de lei atunci Foarte mult Dar ce ai pățit când ai ajuns acasă? Ei, când am ajuns acasă Parcă se întorsese ea după pământ <laughs> Tata dintr-o parte, mama dintr-o parte Te-au bătut într-un hal? M-a distrus cum mă, o de lei, ce ți-a trebuit mă furat, păi eu asta te învăț mă să fur, să distru, n-am cuvinte să explic câtă bătaie am luat eu în ziua ce te-a văzut? Și cu făcălețul, și cu furtunul de la mașina de spălat, și cu pom și picioare, și mă, nenorocit. Și tu nu Nici îi la postai? poliție în viața mea n-am mâncat bătaie, câtă bătaie a putut să-mi dea mie tata și cu mama. Deci că era doi. un mălău mare, un... nici nu intra pe ușa asta. În ghilimele, uh -huh, zici, uh -huh. că intrat. Dar era mare, era mare. rău. Frații n-au încercat și să... Nu, păi ce avea curaj să mai... I-a trimis la joacă și a început războiul. Te-au întrebat cu amănunte de ce te-ai dus, ai făcut și apoi te-au bătut? Sau te-au luat din... Nu, no, m-au luat din start. Păi celor le mai... mai pe ei de ce? mai pe ei, întrebă și de ce, pentru ce. m a luat din start și m-a nenorocit și am zis că în viața vieților mele nu mai pun nici pe un ac. Uh, și pe m-a trimis la școală. M-am dus la școală și am zis bine că am scăpat. Acum la școală mă feream să nu vadă băieții, vânătăile după mine. Să nu... Deci în halul ăla erai? Mă rupsese. Mă făcuse n-a cu pământul. Nu mai eram în stare de nimic. Și mă feream acum să nu vadă băieții, vânătăile. Era vară și eu umblam cu cămașe și plovă, pe mine. Și pantalon lungi. Ca să nu vadă băieții. Și mă uceam la, două, la asistenta care era acolo, mă îngrijea ea și i-am spus să nu spună la băieți că ce-a văzut tu la mine. Tu ești plin. Și de atunci, de fapt, e... Cei de la Tâncăbe știau ce se întâmplă cu mine când ajung acasă, că sunt, ei spuneau că sunt chinuit, pot să iau și eu tot așa, dar printre altele mă învățau, dar și învățătura asta era cam dură, oricum o acceptam, Nu aveam ce să zic. De ce era cam dură? Era cam dură pentru că înveți un copil, îl mai bați... Eu știu când face rele de -astea mai majore, dar când ajungi să-l bați pentru orice nimicuri, deja îți dai seama că n-ai fost dorit. De fapt, eu mi-am dat seama de de, la de mult că n-am fost dorit. Te aduce aminte aproximativ la două, trei zile te băteau odată? Erau zile când și zilnic luam bătaie. Pentru orice? Chiar dacă nu, nu era vina ta? Nu, se nu întâmpla, exista, nu? nu exista, nu știu și sufereai, suportai, nu ai ripostat niciodată împotriva mamei tale? Nu aveam cum să, cum să riposte, nu de frică, că poate aș fi ripostat, nu înțeleg, dar nu aveam cum, era mama, indiferent ce mi-ar fi făcut, nu știu. Încercam, deci, prin faptul că suportam și făceam ceea ce mi se spunea, încercam să-i arăt că o iubesc și că nu-i port dușmănie pentru ceea ce face. Deci n-am vrut niciodată să creadă că dacă ea nu mă suportă, că nici eu nu o suport. Uh -huh. Din potriva. Ba, din potrivă. Am încercat întotdeauna să-i arăt că o iubesc. Așa cum e ea, bună, rea, nebună, întâmplită, o iubesc. Și din vacanța de vară, când am venit, ea băgase divorțul de. Și de cel din Moldova, nu? Da, că se căsătorise legal cu el. Cu ea n-a fost legal. Uh -huh. Acolo, cred că a fost doar o dragoste platonică. Da. Dacă o să se căsătorise legal. ne a mutat de acolo, după ce l-a luat pe el, ne a mutat la șuseaua mare, la apartament cu patru camere. Uh -huh. Îl cumpărase ei din banii de la fabrică. Ca atunci să dădea ce are. Dar de unde lucra? Și ea tot la fabrică lucra cu el. Ce fabrică? Fabrica de... Filatura și finisajul balotej. de... am înțeles. Croitorie, nu știu ce să făcea acolo, nici acum nu știu ce să făcea. Și-au primit apartamentul de la serviciu nu, l -au și l-au cumpărat. L-au cumpărat. cumpărat prin ce are eu. Și... Și uite, așa aveați deja patru camere. Și atunci ai putut să stai acasă? Nu. Nici atunci? Nu. Dar de ce? Deci... N-au vrut ei, nu știu... Nu că n-ar fi vrut ea, poate că ea ar fi vrut. Uneori erau situații în care mi-arăta. Că te uh, iubești, nu? Da, da. Dar foarte rar. Da, foarte rar, foarte rar. Și atunci, uh, chiar dacă era mic, uh, plângeam, așa nu știu, venea să plâng. Adică, când mi-arăta, când îmi lua apărare, îmi mai lua câteodată apărarea și plângeam. Când îți lua apărarea? Plângeam, da. De bucurie, de ce? Erai fericit. Nu știu ce simțeam eu în mine, dar plângeam. Când îmi luau apărarea față de tata sau uh, ea mai pune și pe aia doi să muncească sau, uh -huh. mă înțelegi? Dar era rare de tot astea. Și de asta cred că plângeam. Pe unde te-au trimis? Chiar dacă aveai patru camere și tot n-ai avut loc în casă? N-am avut loc. Dacă... Acum chiar dacă ar fi vrut să fie loc, eram la o școală unde trebuia să o termin... Și te-ai dus să înapoi. Fac. Și m-am Trebuia să-mi fac școala, nu? Și poate dacă ar fi vrut să mă dea la asta generală, poate că nu aș fi acceptat. Adică m-aș fi dus, dar nu aș mai fi învățat. Sau nu... uh -huh. Vrei să, -ți, să continui acolo unde îți cunoșteai da. și profesorii și colegii și te simțeai și bine. Și prieteni mulți și... Uh -huh. O să spun când mă duceam de, de acasă la școală, era o vacanță pentru mine. Nu înțeles. Ca să înțelegi. Cât de bine era la fi. școală. Da. Da, sunt puțini copii pe care am auzit că le plăcea la școală. Dar probabil duritatea de acasă te făcea să, să fugi. Și dragostea pe care nu. Ți era oferită. Pe pentru care nu o aveai. Da, nu o aveai. Și dacă o aveai, o aveai raționată. Și... Doare, de ce nu vroia să-ți să arate că te iubește? Eu sunt convinsă că te iubea. Poate că dacă mi-ar fi arătat că mă iubește, cred eu că treia cu impresia când se urcă la cap. Uh -huh. Și să nu iau rasna. Deși vedea foarte bine că învăț bine, vin numai cu premiu cu coroniță, că atunci au... da. așa... Ce sunt muncitor, ajutam și lumea, când oricine m-ar fi chemat de la blocuri de acolo, de la noi, să-l ajut la ceva, mă duceam cu, fără să zic, nu mă duc sau nu, nu, se poate. Mă duc, chiar dacă eram și, eu știu, să mă duc și eu la gârlă sau la pescuit, că mă duceam, plăcea să pescuiesc. Mă opream și îl ajutam pe respectivul și dacă mai era timp de pește sau de gârlă, mă duceam dacă nu, pa. Și ea, dacă mă trimite, uite, du și ajută-l pe vecinul, că are nevoie, nu știu de ce, sau mă duceam, nu, nu comentam. Dar nu știu de ce se purta așa. Nu am înțeles niciodată. Pot să spun că înțeleg că nu m-a dorit, că semănam cu ăla. Dar și chestiile astea le ții un timp. Până la urmă e copilul Până tău. Trebuie și... să accepti că sunt copilul tău. Tu m-ai făcut, indiferent cu cine semăn, tu m-ai făcut. Nu ai vrut și trebuie să, să asta, da. Și uh -huh. da, pare că ea a acceptat, dar în, 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 alt mod. Mică parte sau... În alt mod. Deci mai separat decât ceilalți doi. Când s-a îmbolnăvit mama ta? Mama mea s-a îmbolnăvit în 84. De ce? Uh, pe asta am vrut să spun. Când am venit în vacanța de vară, ea băgase divorț de panorama aia, că nu pot să-i zic altfel. Și Omul acum căuta să-și ia lucrurile, să-și le ducă până în alte părți. Mm -hmm. Ea deja a început să nu se mai simtă bine. L-a primit înapoi în casă cu gândul ca să o ajute. Înțeleg, Pentru că era rău, se simțea rău. Da. A început să se umfle în burtă. Nu se vedea. Dar a început așa să se umfle în burtă. Și... rămâneau decât singurul ajutor care să o ajute, să o ducă la spital, să asta rămânea decât el. Panorama. Uh. chestia asta n-a ținut decât vreun an și ceva. Dosarul era pe rol, dar se tot amâna pentru că ea nu putea să vină la instanță și trebuia să fie prezent ambele părți. Până într-o zi când deci după un an și ceva, în acest an, deci în acest timp s-a început să se poarte mai bine cu mine. El? Nu el. Ia. Ea. mama. Da. Și din ce cauză? Pentru că de câte ori veneam în vacanță, eu aveam grijă de ea. Îți plăcea? Sau sim simțeai că ești obligat? Nu, nu, nu. nu. Aici nu mai era vorba de obligații. Că nu era un străin. Îmi plăcea, adică îmi plăcea și trebuia să fac, pentru că era mama până la urmă, nu? Eu am iubit-o foarte mult și nu... N-aveam cum să nu ajut. și făi baie, două la wc făi masaj pe picioare, că i se a umfla și stăteam zi și noapte lângă ea, dacă dormeam și eu două, trei ore. Dar era mult, era mult două, trei ore. Am așa lângă ea. Hai, da, hai, da. Și tot timpul îi făceai masaj da. și avea grijă de ea. Ceilalți, ceilalți cei doi ceilalți, frați? când nu eram eu acasă, făcea și ei. Dacă când veneam eu, parcă venea Dumnezeu în casă. Pentru că știa că scăpau și se duceau la joacă, la treburile lor. Dar și când eram eu acasă să mai ruga de ei și trebuia să se roage de ei ca să... Să facă ceva. Să facă ceva, Na. Asta era învățătura pe care le-a dat-o și libertatea care le-a le a, le -a la lăsat -o, o Da. Că dacă ar fi fost și cu ei nu impunătoare ca și cu mine, poate că știau și ei puțin de frică. Și n-a mai durat mult. Și am amânat școala vreo 4-5 luni. Nu m-am mai dus la școală. Pentru că stai lângă ea? Trebuia să stau lângă ea, da. Și pentru tatăl... Păi el plec, a, a plecat definitiv. A plecat. Deci plecase, a plecat, doar... își luase apartament tot acolo în Balotești. Da. Și trebuia să stau, să am grijă de ea. Înțelegi? Ea accepta să stai lângă ea? Da. Da. Avea încredere în tine că ai grijă. Din înțeles. Dacă nu avea încredere, nu mă mai oprea, Nu. Hmm. Nu mă mai duceam nici la școală. Nu... Nici nu-i anunțam pe de la școală ce cu mine sau ce se întâmplă. Și du-te cu ea la spital, stai cu ea în soțitor în spital, dai să mănânce, făi masaj, două la wc acasă la fel. Până... Până în 86, în iunie. Atunci am dus-o la spital, într-o... Într-o vin... nu, într am dus-o. Și... O asistentă care era de la noi, de la blocuri, a zis că o să-i pui o salvare la dispoziție, să o ducă acasă, pentru că și așa nu mai... Doctorii nu au ce să-i mai, să mai, mai facă. Dar ce avea ea, de fapt? Avea cancer în oase, ciroză și apă la plămâni, la lichid la plămâni, știu eu cum îi spun, nici acum nu știu cum. Nu știu. Și vinerea am dus-o acasă și ne-a spus o vecină de acolo, mai spre după amiază să anunțăm pe cineva dacă avem, ca să vină, că și așa nu mai ducem și am chemat-o pe Tușa, care era în Balotești, aveam o, o soră de aici care stătea acolo. Iar aia i-a zis lui Ștefan să dea telefon la Brașov să-l cheve pe unchiul micu de acolo. Și a venit și ăla și... Seara pe mine și pe Sebi, pe fratele meu la mai mic, ne-a trimis la culcare. Și când m-am scolat la, de fapt, la vreo 1 și la 1 jumate, așa, să zic că era ceasul, am trezit în gălăgie. Când am intrat în casă era o grămadă lume în casă, mă înțelegi? Pentru că noi eram într-o cameră mai în spate. în spate și camera în care era ea era față în față cu a noastră, mm -hmm. dar era hol și nu îi se vedeau decât nu picioarele, cu care era pus pe picioare. Mm -hmm că era patul mai până paralel cu ușa. Și se vedea ce care era pus pe picioare. Sincer, nu. Cum o cheamă pe mama ta? Care era numele ei mic? Oprește puțin. Da, Sau de trebuie la trebuie mijlocul trebuie camerei trebuie să trebuie vedem. Trebuie. Da. Știu eu ce vrea să facă el. Merge. Mama ta, Marius, cum o cheamă? Maria. Cum o chema? Maria? Maria o cheamă. Maria, e un nume foarte frumos. Și da, e... s-a inspirat după Sfânta Maria. E și frumos și Sfânt, totodată. Și ca să continui, nu venea să cred, nu că nu venea, nu vroiam să cred că mama nu mai. Vei cu Că nu mai era. Nu, că mama s-a dus. Că... Cea mai dragă persoană s-a dus. Și nici nu ne-au lăsat. N-au vrut să ne lase să vedem. Ne-a luat un vecin că n-aveți voie, că trebuie să o spele. Să... Cum să spală morți. Și am zis măcar 5 minute să ne lase sau și fiind mici, îți dai seama că tregeam de ea să se scoale. Deci nu, realizam că murise, dar nu vroiam să cred lucrul ăsta. Nu vroiai să accepti. Nu vroiam să accept că, că s-a nu dus. O să mai ai. Pentru că nu știam ce, ce se va întâmpla cu noi, mai ales că eram minori. Care au fost ultimele cuvintele, cuvinte ale mamei tale? Deci, Până să ne ducem la culcare, ea, ultimele cuvinte ale ei către mine și Ștefan a fost să avem grijă de ăla mic. Dar uh, am înțeles că și Lutușa i-a zis să-i promită că nu ne va despărți. Uh -huh. Că nu va lăsa pe nimeni să ne despartă. Și așa s-a întâmplat. Nu a lăsat pe nimeni să ne despartă, ci ne a despărțit ea. A avut un rol foarte important mătușa mea. De ce spui un rol foarte important? Păi... Am să trec peste faptul că a murit mama și că am înnebunit total. Tu? De ce spui? Parcă nu te? mai eram eu. Deci nu, nu mai... O luasem razna. Nu știu, nu mai mâncam, nu mai... Uh, merdea absolut de nimic. Nu doar atât vreau să se întâmple o minune și să o aducă pe mama, să-mi vie mama înapoi. Dacă vorbea cineva cu mine, parcă nici nu, nici nu l-auzeam. Nu știu ce s-a întâmplat, întâmplat în perioada aia cu mine. Parcă m-a dat peste cap. Mă bulversase de tot chestia asta. Și... Tușa a mea a reușit să mă distrugă complet. De ce spuneți Nu că că mai -a e vinovată. Dacă ea ar fi continuat munca mamei, să zic, mm -hmm. poate nu cu atâta duritate, uh, poate că n-aș fi ajuns aici. Dar, uh, nu știu, parcă și ea, princesa, așa o ură pe mine. N-am. Uh, pe femeia asta chiar n-am înțeles-o niciodată ce avea cu mine. Nu știam ce-i în capul el, ci... Și nici n-aveam cum să am pretenții să mă înveți o femeie care. Nu avem niciun toată ziua de era cu beată. Mm -hmm. De câte ori făcea mâncare, dacă era trează, ardea mâncarea, dacă era beată, făcea mâncare bună. Deci asta nu e o femeie care să să te învețe ceva bun. Și de altfel, n-a avut niciodată copii, nu știa nici cum să se poarte cu copii Bărbac s-a lăsat-o că era obețivă. Eu nu o condamn acum pe ea, că nu am niciun drept să o condamn. Pentru că până la urmă, până la urmă, urme, a făcut un bine că ne-a ținut aproape. Pe toți trei. Pe toți trei. Deși se auzeau zvonuri că ne va despărți. Uh, dar a făcut acest bine, poate că îi promisese mamei, că ne va ține împreună. Dar a reușit să ne despartă ea. Și. S ai continuat școala după ce a murit mama ta? Am continuat-o, am terminat și clasa 8-a. Deci școala n-am lăsat-o, deși a trebuit să recuperez din urmă, stăteam și... Învățai. După amiază și după amiază și seara la dormitor îmi luam caietele cu mine să-mi fac temele din urmă și am ieșit cu brio. Tot primul întâi l-am luat. Da? Deci școala mi-a plăcut foarte mult. Însă când m-am mutat la profesională, de, de acolo plecai direct în profesională. și uh -huh. se dădea la alegere două meserii. Și eu am ales fre frezor. Și bucătar, ospătar. Mi-a plăcut foarte mult să gătesc. Am stat mereu lângă mama și mama învăța cum se face mâncare și am prins drag de a, de a face mâncare. Și m-a transferat la școala profesională din Pantelimon. E o școală până spatele blocurilor, la capăt, la 14. Și aici, dacă am prins viața de bucurești, anturajul, vedeam golani, golani în ghilimele. Nu știu, am, acolo am văzut o altă viață față de ceea ce am văzut eu, de ceea ce am trăit. Și de, de ce știei tu? Și de ce știam eu? Pentru că eram îndoctrinat cu o viață mai dură, mai calmă, mai învățată și acolo am dat de o viață mai destrăbălată, mai nu știu, mai, mai libertină, așa, mai... Nu-mi vin nici cuvintele acum acasă. Și am zis, mă, asta e viața pe care trebuia să o caut eu de mult. Mă gândeam. Și în școala asta n-am învățat mult decât vreo câteva luni, pentru că într-o zi am venit prea târziu la ore și m-am întâlnit cu directorul pe aleile alea pe acolo, și m-a luat de ureche. Eu n-am suportat niciodată ca om să dea în mine dacă nu, e părinte. Și atunci i-am dat și o palmă. Și am dat și un picior în burtă. Și a început să că te exmatriculez, că să fii sănătos. N-ai de gât. Și m-a exmatriculat. A doua zi m-a așteptat în și m a zis, ia, exmatricularea și de drum. Uh, cred că vreo șase luni de zile plecam de acasă dimineața, pentru că tu și știa că te, mă duc la școală. Dar nu mă duceam la școală. Mă duceam, plimbam prin București, pe la filme, la... Deci, într-un elev exemplar... Ajunsesem o pramatie. Și asta s-a schimbat viața brusc pentru că acel profesor ți-a dat hârtiuța unde scria exmatriculat. Nu era vorba numai de acel profesor, pentru că deci pe moartea mamei s-au schimbat cam toate. De acolo s-a schimbat tot. Am început uh, să prind gustul banului și în momentul în care prins gustul banului s-a terminat tot. Și probabil că nici nu acceptai să-ți spună nimeni ce ai de făcut tu. O, ai acceptat-o uh, doar pe ea, pe mama ta. Nu, n-acceptam să-mi spună mie un străin ce să fac. Uh -huh. Nu mai acceptam acest lucru. Nici pătușa pe tușa mea care e vorba aia, mă mai trimiteam în București, îmi dădea listă, cumpără una, cumpără alta, mai consumam și eu din bani. Și când veneam acasă, mă lua cu morală, cu să se dea la mine, să mm -hmm. dea mine și dădeam câte una, dădeam cu capul de ușă. Păi ce faci? Te dai la mine? nu ți-e rușine? I-am reproșat că o să ajung ca tata, eu îi spuneam să zici mersi că ai ajuns să ne iei pe noi, că altfel să te ai tot la Scama. Uh -huh. Scama fiind blocul de fete unde stătea ea. Aia. aia deja se mutase la voi. Se mutase la noi, da. Păi cu acte cu tot, pentru că depusese acte să ne ia sub tutelă. Ca să nu ne despartă. Ea îmi reproșeam eu una, eu îi reproșeam altele ei că vii cu bagabonți în casă, că bei truna căru. că... Uh -huh. Încerca mereu să pe, bage pe frații mei să... O apere să. Nu știu, dăduse complet peste cap situația care trecuse în versiunea. Dar, în gândul meu am zis, adică în inima mea am zis că aici e mâna lui Dumnezeu. O încercare de a lui a fost. Gădeți că cine ai avut? Cam Cine? Nu, nu un chin psihic. Tinte. În primul în rând, nu acceptai, da, nu acceptai, mama nu mai era, aveai de suferit, nu mai erai la școală, nu mai erai tu, a fost o întreagă nebunie în capul tău, nu... Nu aveam ce să fac, trebuia Până să ce a oameni. trăit mama ta, te -a, probabil că te vedea exact, îl vedea pe tatăl tău, cel care i-a făcut rău și se refula pe tine. Poate fi și asta un un aspect referitor la faptul că nu mă iubea. Dar nu... Nu cred eu că ăsta ar fi fost un motiv atât de întemeiat, că semn cu el sau uh -huh. că sunt al lui. Uh -huh. Sau ai Până urmă, o... eram copilul ei, indiferent de... Te crezi vinovat pentru ceva? Pentru că ea se comporta așa? Nu, n-am nicio vină că uh -huh. m-am născut și că nu m-a dorit. Nu e vina mea, E vina ei, pot să spun că e vina ei. Dacă nu m-a dorit, de ce m-a mai ținut în burtă și nu m-a dat afară sau mai știu eu ceva? Mă înțelegi? Atâta timp cât m-a născut și am ieșit altfel decât frații mei, nu e vina mea. Sincer, nu... nu... Cum o cheamă pe mama ta? Care era numele ei, Mic? Oprește puțin. Eu. Este cel mai periculos criminal? Pot să spun că de acolo a plecat totul. îți trebuie decât un singur moment ca să-ți dai seama că viața e altfel. Întotdeauna m-am simțit mai bine printre străini decât acasă. N-am fost un copil dorit. M-am născut și am fost dat la orfelinat. Deși mi s-a reproșat de multe ori că voi călca pe urmele lui. Dar nu mă gândeam cum. Mi-a plăcut școala, și vreau să spun că din antea până la 8 nu mai premiu am luat. Deci, fiecare copil suntem făcuți cu diferiți stați. Niciunul nu avem același stați. Mama ce mama, mama până moare.